astăzi de vorbă cu domnul doctor primar pediatru Mihai Craiu despre situația copiilor în contextul pandemiei, dar și a întoarcerii la școală. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Spuneți-mi ce știm noi despre riscul de complicații la copii. Știm că infecțiile cu coronavirusuri sunt relativ frecvente la copii. Ele existau și înainte de pandemia COVID. Există așa numitele coronavirusuri comunitare care fac common cold, deci răceala comună. Copiii noștri, ai tuturor, au avut în cursul vieții lor, din momentul în care au început să frecventeze grădinița, direct sau indirect, prin frații mai mari, cel puțin una, două, trei infecții cu coronavirusuri. Și știm că toate acestea, la copiii anterior normali, au evoluat fără niciun fel de incident. Asta știm și despre maladia COVID-19 la copil. Știm că acei copii care nu au comorbidități și care participă la activitățile curente, mă refer la școală, creșă, grădiniță, ar putea să facă o afecțiune acută care în imensa majoritatea cazurilor se limitează la a afecta căile aeriene, de multe ori numai cele superioare, adică obstrucție nazală, febră, tuse, exact ca toate celelalte răceli care existau și înaintea pandemiei. Am înțeles, ați spus comorbidități. Deci ce comorbidități ar trebui să aibă copiii astfel încât să considerăm că sunt într-o grupă de risc și că ar putea avea simptome mai severe? Cele care s-au observat și la adulți că grevează evoluția către severitate, și anume diabet, insuficiență renală cu epurare extrarenală cu dializă, pacienți cu afecțiuni oncologice, pacienți care au patologie de coagulare. În fine, este de spus că acești copii reprezintă o foarte mică minoritate din totalul copiilor din țara noastră. Adică ei existau și aveau aceste probleme și înaintea pandemiei, iar părinții lor aveau grijă ca ai lor copii să respecte niște precauții care să evite infecții cu alte virusuri uzuale, mult mai frecvent întâlnite. Mă refer aici la precauțiile pe care le luau în fața gripei, să spunem. De aceea cred că în acest moment avem de a face cu două lucruri, de punct de vedere al copiilor și școlii. Unu, cu niște așteptări nerezonabile ale unor părinți, pentru că ai lor copii și înainte de pandemie au fost la grădiniță și au răcit. Da. Deci nu trebuie să ne speriem de răceală. Și al doilea, de niște spaime foarte mari în fața necunoscutului la adulții cu care aceștia ar putea să vină în contact, adică să le aducă copiii din comunitate familiei. Aici avem un articol foarte recent publicat săptămâna aceasta în JAMA și care dovedește că în medie o persoană infectată transmite în unul din șase cazuri infecția în familie. În medie. Da, în medie. E mai mare riscul, urcă către 30%, deci unul din trei cazuri, în cazul soților, care dorm în același pat și mai fac și alte chestii împreună. Deci contactul apropiat este mult mai frecvent. De aceea cred că lucrurile trebuie să le privim așa cum sunt. Copiii trebuie să meargă la școală, trebuie să respectăm niște precauții și, în primul rând, trebuie să ne citească copiii curajul în ochi. Dacă ei văd în permanență panică și scâială la adulți, evident că vor fi și ei cât se poate de îngrijorați. Și în acest moment trebuie să fim precauți nu numai la sănătatea fizică a copiilor noștri, ci și la cea mentală, pentru că datele din toată lumea arată absolut îngrijorător. Ce reguli ar trebui să respecte copiii la școală, astfel încât să se ferească, iată, cât mai bine de virus? Păi exact aceleași reguli pe care trebuie să le respectăm noi adulții când mergem la magazin sau într-un alt spațiu public. Sunt exact aceleași reguli ale fizicii particulelor care ale
vine aerosolilor, care pot transmite de la un purtător sănătos sau vine de la un bolnav presimptomatic virusul către un alt copil. Adică ar trebui să dezinfecteze pe mâini după ce au folosit spații publice comune. Dacă se duc la toaletă, la baie, intră, ies folosind lifturi, butoane și alte chestii. Deci trebuie să își dea cu dezinfectat pe mâini. Al doilea, atunci când sunt în spații fizice închise și neaerisite, cei mari, nu mă refer aici la cei de grupa mică, la grădină, ar trebui să poarte mască. Și fiind al treilea lucru, ar trebui aerisite cât mai frecvent spațiile unde se desfășoară activități educaționale în comun. Dacă astea trei lucruri se întâmplă, atunci probabilitatea de infecție de la un copil care a adus sănătos la școală, deci nu bolnav, asta e foarte important, e extrem de redusă. Am înțeles. Spuneați mai devreme despre viroze. Cum facem deosebirea între viroze și COVID și când ar trebui să testăm un copil? Știți că Institutul Național de Sănătate Publică a revizuit recent criteriile de definiție de caz pentru maladia COVID, tocmai pentru a face foarte clare regulile după care trebuie testați pacienții. În principiu se testează numai contactii direcți sau persoanele aflate în contact apropiat, strâns, fără mască, mai mult de 15 minute, într-un spațiu închis. Cu alte cuvinte, este posibil ca un copil cu semne de boală acută respiratorie să trebuiască să fie testat pentru SARS-CoV-2, mai ales dacă nu respectă regulile. Adică dacă stă fără mască sau atinge fața, secrețiile, lucruri în comun și nu se dezinfectează, da, atunci e prudent să fie testat acel copil. În rest, criterii clinice speciale care se evoce COVID în afara tulburării de miros și de gust nu există. Arată exact ca orice răceală pe care o făcea copilul în anul 2018, 17 și așa mai departe. N-are nimic special maladia COVID. Am văzut copii cu infecție SARS-CoV-2 care nu aveau nimic decât numai obstrucție nazală și puțin roșu în gât. Am văzut și copii care aveau diaree și vărsături. Deci seamănă cu o viroză fără nimic special. Am înțeles. Deci ar trebui părinții să mai înlăture așa din panică și să lăsăm copiii să socializeze, să meargă la școală, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, iată, lipsa de socializare poate cauza niște probleme mentale majore. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că v-ați făcut timp și ați fost alături de noi. Informațiile pe care ni le-ați furnizat au fost de mare interes. Vă mulțumesc și ne revedem cu siguranță și în altă emisiune.